Salutare tuturor! Astăzi încep un nou proiect. Un proiect care presupune înlocuirea boxelor originale din fabrică cu aceste boxe de la Focal la un Ford Ranger. Aici avem cele două perechi de boxe, prima care este pentru ușile din față, unde avem două difuzoare de bas și două tweetere, și al doilea set care este pentru ușile din spate, este un set pe două căi coaxial, iar astea sunt două căi pe component. Am să vă prezint repede ce conține fiecare pachet. Așa arată difuzorul de bas. Kitul este făcut special pentru Ford Ranger. Este un kit plug and play cu toți conectorii aferenți, fără să dăm găuri sau alte improvizații. Aici avem difuzorul de înalte și manualul, două embleme cu Focal, tot kitul de șuruburi, cabluri, conectori, avem nevoie pentru montaj. Să vă arăt mai detaliat pe parcurs ce fac montajul. Aici avem de asemenea manualul, emblemele. Cablurile. Și aici avem difuzorul pentru ușile din spate, avem un difuzor de bas și în mijloc avem un difuzor de înalte. Și de asemenea pe vers. Ar fi cele două kituri. Pe lângă montajul difuzoarelor, însă fac și o izolare fonică. Izolare fonică care este tot cu un produs de la Focal, acesta. Acesta este produsul.
are câteva straturi de material în componență. Un produs foarte calitativ. Am achiziționat și o rolă cu care voi aplica materialul. Acestea fiind spuse, am să mă apuc de montaj și am să vi-l prezint în totalitate. Am să demontez fața de ușă. Lucrez la ușa din stânga față, la șofer. Trebuie să demontez acest plastic unde avem tweeter-ul. Aici, în spatele acelui ornament, e un șurub. Aici sunt două șuruburi. Trebuie să declipsez bucata asta de plastic. Și mai am șuruburi. Aici și aici, două șuruburi în partea de jos la fața de ușă, după care ușa ar trebui să se declipseze, mai e prinsă niște clipsuri. Aici avem un conector. Aici avem tweeter-ul. Aici avem un ornament în spatele mânerului și ajungem la un șurub. Iar acum încercăm să demontăm mânerul. Perfect, chiar dacă s-au auzit niște bocnituri, nu s-a rupt nimic, e din cauza acestor prinderi mari din plastic, care și a clipsurilor care sar în momentul când tragem de mâner. Clipsurile trebuie să rămână pe acest panou, să nu rămână în găuri. Toate sunt aici. Ok, acum ajungem la șuruburi. Putem să desfacem panoul.
Ok, și acum ar trebui să pun de clipsa panou. Am reușit să demontez fața de ușă. Nu este nici simplu, nici complicat. Clipsurile se țin destul de bine. Trebuie tras destul de tare. În același timp, cu grijă, totuși sunt de plastic și să nu se rupă. Arăt pe față unde sunt. Deci clipsuri sunt aici, aici, aici. Aici lângă difuzor, mai avem aici și sus. Aici iasă destul de greu. Avem conectori electrici, da, aici 1, 2, cablu de la mâner, de la care deschide ușa, încă un conector, 2, 3, aici în partea de sus, sunt fixați pe interior la fața de ușă, tot așa cu o bridă de plastic. Da? Deci cam asta este. Fața pe interior este capitonată cu pâslă. Aici mai avem un material cu rol de antifon. Am să încerc să îl dau jos ca să pot să pun materialul de la focal. Am să încerc să dau jos izolația. Fără să o rup, deoarece vreau să o pun înapoi după ce termin. Perfect, am reușit.
și arată ușa pe interior, iar aici pe interior am să pun acel material de la focal pentru antifonare și nu mai are și rol de și rol termic. Dar în primul rând este un material de antifonare. Demontăm difuzorul. Încerc să montez materialul pe bucăți, pe secțiuni, fiindcă destul de greu de lucrat în interiorul ușii. Încerc prima bucată.
Am terminat de antifonat ușa din față de la șofer și arată final. Am mai aplicat câteva bucăți pe partea dinspre interior, unde erau bucăți mai mari și suna mai încolo. Și în partea de jos am aplicat puțin, am lăsat liber doar pe unde se scurge apa, chiar și pe panou aici în interior. Restul de ușa este aplicată. Imediat am să montez difuzorul. Am pregătit difuzorul de bas pentru montaj. Aici mai avem un inel cu bandă lungă adezivă care e montat aici. Și se montează în locașurile originale. Chiar dacă aici mai avem niște șuruburi și niște bride, kitul se potrivește la 4 mașini. Astea sunt pentru celelalte mașini la care se potrivește. Și în cazul meu la Ford Ranger, astea nu se vor folosi. Așa arată difuzorul de la Focal. Are și pe interior aici un material, un burete, ca să vibreze. Aici la fel burete care va închide peste fața de ușă. Iar ăsta este cel de la Ford, original, divizor de 4,25 de W, iar aici avem difuzor de 120 de W maxim, 60 de W nominal, tot la 4,000. Montăm difuzorul exact în poziția originală. Este plug and play, se folosește conectorul original.
cum să montez înapoi acest tonaj. Perfect. Încerc să scot tweeterul, să-l montez pe cel de la focal. Acesta este tweeterul OEM mașinii și îl vom înlocui cu acesta de la focal. Înăuntru sunt trei clipsuri. Ca să montăm tweeterul de la focal, pe interior există o degajare pe care o are și tweeterul aici în lateral. Asta este cheia și în rest mai sunt cele trei clipsuri care trebuie să sară, să prindă tweeterul.
Așa arată Twitter înmontat. Aici avem un clips, unul avem acolo și unul aici sub cablu. Cheia de montaj este aici lateral, acolo, e șurubelice. Mai montăm conectorul, ce avem plus și minus, cel alb e minus, cel galben e plus, minus. Perfect. Am pus și conectorul. Mai verificăm încă o dată plusul și minusul. Dat și Twitter-ul. Încep să demontez fața de la ușa din spate. Scot ornamentul din plastic ca să ajung la șurub. Voi scoate și ornamentul de la mână. Chiar dacă pocnește așa tare, nu s-a rupt nimic, doar a ieșit clipsul. Toate sunt la loc și acum avem acces la șuruburi.
puțin. Partea de jos avem 2 șuruburi. Deci 2 șuruburi în partea de jos, 2 șuruburi în mâner și unul sub mânerul care deschide ușa. Acum nu avem decât să declipsăm toată fața de ușă. În sfârșit. Ne montăm și difuzorul. Și avem difuzorul din ușa din spate. Așa arată interiorul la fața de ușă cu o pâslă aplicată, are vreo 5-6 mm, 3 clipsuri pe o laterală, 3 clipsuri pe cealaltă laterală, jos sunt 2 șuruburi, aici mai sunt șuruburi, aici în spatele mânerului și aici mai avem 2 clipsuri mari. Cam asta e fața de ușă.
iar pe interiorul ușii este acest material ca un burete, foarte bine antifonată ușa cu acest material, cu gust la pe fața de ușă, comparativ cu alte mașini care au doar o folie de plastic. Aici avem cu totul altceva. Am să desfac acest capitonaj. Punem într-o parte cum putem să desfacem cu grijă să nu se rupă. Thank you.
Am terminat de izolat ușa din spate. Am pus câteva fâșii și pe partea dinspre interior, unde sună mai gol. Aici oricum vine izolația originală din fabrică. Am să încerc să vă arăt în interior. Conector și mai complicat cu cablul de la